Mitul lui Dracula din poveștile lui Bram Stoker atrage ca un magnet turiști din toată lumea, în cetățile și castelele medievale din România. Numai că, odată ajunși la fața locului, amatorii de imagini însângerate cu vampiri află despre adevărata față, cea de voivod brav și apărător al creștinismului, a lui Vlad Vodă Drăculea sau Vlad Țepeș. 25 de jurnaliști străini specializați în cinematografie au vizitat câteva dintre cetățile României, mergând pe urmele lui Vlad Țepeș, înainte de lansarea la Hollywood a unui nou film despre Dracula. Au făcut un popas și la turnul Chindia, construit de Vlad în secolul al XV-lea. While he was a child, he was called Dracula. That meant in the old Romanian meant son of Dracula. Ei au venit în România căutându-l pe Vlad Țepeș. Vor să vadă exact personajul, să vadă domnitorul, să vadă povestea adevărată a celui care a inspirat romanul respectiv și evident că târgoviștea, curtea domnească nu puteau lipsi din acest itinerariu pe care ei și l-au stabilit în România. Sunt convins că vor afla de la noi lucruri frumoase, interesante, pentru că voievodul Vlad Țepeș are în spate o poveste mult mai frumoasă și mai interesantă decât ficțiunea din romanul respectiv și lucrul ăsta vrem să l transmitem. Înainte de a veni la Târgoviște, jurnaliștii străini au vizitat Castelul Bran, cetatea de la Poenari și Mănăstirea Snagov. S-au arătat impresionați de ceea ce au văzut în țara noastră. I don't think most people actually think that Vlad Țepeș was a vampire. I don't think most people think, you know, he had fangs and you know, creeped around at night. I'm aware that he was a ruler and he used harsh methods to scare his opponents, to scare his enemies. Before coming here, I didn't know too much, so it's been fun to look at the ruins and his castle, well, his castle. Istoricul și scriitorul Vasile Lupașc le-a spus oaspeților de peste hotare adevărul istoric despre Vlad Vodă Drăculea. Trebuie să acceptăm că oricâtă istoria am scrie noi, nu putem concura cu impactul făcut de un film în Hollywood, n-avem cum, nu se poate. Dar eu o să încerc să răspund povestea adevărată. Povestea unui fanatic creștin, nici de cum un vampir. Și ce e interesant, că am studiat foarte mult și istoria vampirismului. Aproape toate țările și culturile lumii au vampiri, noi nu avem. Avem moroi, e altceva. Și suntem cunoscuți pentru vampirism. Probabil că o să fie mirat să audă că în România nu se mai găsesc vampiri. Jurnaliștii străini vor face cunoscute peste hotare frumusețile patriei noastre. Este de părere conducerea Complexului Național Muzeal Curtea Domnească din Târgoviște. Speranța și dorința noastră este ca numărul turiștilor străini care vin în România și în special aici la Târgoviște, căutându-l pe Dracula, așa să fie din ce în ce mai mare. Curtea domnească din Târgoviște, reședința 33 de voievozi, este principala atracție turistică din județul Dâmbovița.